În ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște, pe ordinea de zi s-a regăsit și proiectul de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară la Compania de Apă Târgoviște, Dâmbovița. Președintele de ședință, viceprimarul Cosmin Bozieru, a anunțat că înainte de toate trebuie completat cu 2 membri Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște, Dâmbovița și trebuie desemnat și președintele Consiliului de Administrație de la Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița. Înainte de a vota proiectul de hotărâre, trebuie să desemnăm, să completăm Consiliul de Administrație al Companiei de Apă cu 2 membri și să desemnăm președintele Consiliului de Administrație, al doilea secret, și apoi vom vota proiectul de hotărâre în ansamblu. Din capul locului, consilierii liberali, prin vocea consilierului Ciprian Prisăcaru, și-au exprimat nemulțumirea susținând că firma care s-a ocupat de recrutarea persoanelor care să reprezinte municipiul în Consiliul de Administrație la Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița nu a dat dovadă de transparență. Replică, viceprimarul Cosmin Bozieru a spus că aceeași metodă s-a aplicat și pe vremea când PNL era la conducere. Eu sunt sigur că a respectat aceleași proceduri ca și data trecută, dățile trecute și atunci când era dumneavoastră în executivul primăriei și eu ca și consilier local, tot aceleași întrebări le aveam ca și dumneavoastră. Dar probabil că a respectat aceleași proceduri ca și în trecut. Cei care au fost selectați de firma de recrutare să reprezinte municipiul Târgoviște în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă au fost Marin Antonescu, Mihai Trifan și Ioan Ferariu. Recrutatorul a înaintat în cele 2 posturi vacante, o listă de 3 care deja s-au recrutat, domnul Trifan Mihai, Ferariu Ioan și Marin Antonescu. În urma votului secret din Consiliul Local Municipal, Marina Antonescu nu a obținut niciun vot de susținere, iar Mihai Trifan și Ioan Ferariu, care au obținut 10 voturi pentru și 8 voturi împotrivă, sunt cei 2 membri ai Consiliului de Administrație la Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița. Comisia de validare a întocmit următorul proces verbal. Au votat un număr de 18 consilieri municipali. În urma numărării voturilor a reieșit următoarea situație. Trifan Mihai, voturi pentru 10, împotrivă 8. Ferariu Ioan, voturi pentru 10, împotrivă 8. Antonescu Marin, voturi pentru niciunul, împotrivă 18. Voturi nule, 0. În urma centralizării voturilor exprimate s-a hotărât Trifan Mihai și Ferariu Ioan, membri în Consiliul de Administrație al SC Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. O să vă dau citire prima dată a tuturor a Consiliului de Administrație completat, care este format din Voicea Valeriu, Tăbârcă Corneliu, Mariuțan Alexandru, Olaru Marin, Chițulescu Corneliu, Trifan Mihai și Ferariu Ioan. Votul partidului Național Liberal nu a votat pe niciunul din membrii Consiliului de Administrație, președintele Consiliului de Administrație, pentru simplu fapt că niciun caz nu s-a prezentat astăzi aici, la ședința Consiliului. Tot prin vot secret a fost votat și președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița, iar liberalii au anunțat încă de la început că nu vor vota pentru că niciunul dintre membrii Consiliului nu a fost prezent în sală. Cu 10 voturi pentru și 4 împotrivă, Marin Olaru a fost ales președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița. Proces verbal încheiat în urma efectuării procedurii de vot privind desemnarea președintelui Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. Au votat un număr de 18 consilieri municipali. În urma numărării voturilor a reieșit următoarea situație. Voicea Valeriu, voturi pentru 0, împotrivă 14. Tăbârcă Corneliu, voturi pentru 0, împotrivă 14. Mariuțan Alexandru, voturi pentru 0, împotrivă 14. Olaru Marin, voturi pentru 10, împotrivă 4. Chițulescu Corneliu, voturi pentru 0, împotrivă 14.
Trifan Mihai, voturi pentru 0, împotrivă 14. Ferariu Ioan, voturi pentru 0, împotrivă 14, voturi nule 4. În urma centralizării voturilor exprimate, s-a hotărât. Olaru Marin, președinte al Consiliului de Administrație al SECE Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. Consiliul de Administrație a fost completat și poate funcționa conform legii.